Octavian, nu că pentru regulă, Octavian pentru mine a fost cel mai bun jucător de pe teren. Adică vezi mai bine pe aia de la 60 de metri decât de la 5 metri. Dar nici nu mai conta, pentru că în mod normal, la VAR, aș veni eu în sprijinul lor. Să cheme arbitru, dar să nu mai pună nicio imagine. Pentru că oricum știe că trebuie să schimbe decizia. Da, da, da. Da. Nu mai trebuie să dea imagine, să dea acolo un fragment dintr-o o piesă. Timpul, cred că asta i s-a transmis. Da. Din punctul nostru de vedere, s-ar putea ajunge la eliminare. Capul lui Zbunteanu în offside. Și ți arăt, uite acum, dacă vrei în pauză, ți arăt simulare făcută 3D. Da, mie grafic mi se pare că e greșită trasă linia. Da, cine are încredere în CCA? Ha, mă, ce să... Nu, mie și ochiometru mi s-a părut că era poziție regulamentară, dar în fine. Păi ți s-a părut, tocmai asta. Că ți s-a părut, dar nu poți să știi, că nimeni nu poate să știe. Dar nimeni nu poate să știe. Uite-te aici. Asta este simulare 3D. Poate, da. Asta e simulare 3D și are capul în față. În fine, nu contează. Nu mai, oricum, aia nu schimbă datele problemei. Nu, împotriva noastră s-a dat un penalti. Ok, uriaș. Hai să spun ceva. Da. Dacă avea cineva ceva cu da. Temă, au fost două mini-contacte la care nu s-a dat niciodată penalti. La Grameni și la încă unul. Bă, acolo au fost niște mici contacte. Aia s-au aruncat imediat, clar. De ce zic, uite, dacă vrea să dea, ce nu putea spune că e contact acolo și să-ți dea penalti? La lui Zbunteanu și la Grameni, da. Zici. Au fost niște mici mini-contacte, ok, nu se pune problemă. Au fost două simulări, da, domnule, da, nu e contact deloc? Au fost două simulări. Nu e contact deloc? Nu zic că nu au fost simulări. Sunt simulări. Păi, dacă sunt simulări, dacă sunt simulări, și la voi a fost simulare la Ovidiu. Păi ce încerci să-mi spui? Că ne-au ajutat, că au fost două simulări și au văzut că simulări? Dar este o greșeală a lui Chivuie, tata tot. Nu cred că este... Dar am spus eu altceva? Am spus eu altceva?